Teatrul de artă din Deva și-a încheiat actuala stagiune cu o comedie spumoasă, O afacere de familie, în regia lui Eugen Pădureanu. A fost a 10-a premieră a acestui an dificil, iar conducerea instituției, cât și regizorul, care a evoluat remarcabil și pe scenă, alături de Roxana Olșanski și Andreea Pascu, sunt mulțumite de prestație, despre care Eugen Pădureanu, foarte exigent, crede că putea fi mai bună. Piesa a fost una de succes, iar prima premieră din 2021 va fi tot o comedie. Pentru noi înseamnă mult, înseamnă o continuitate, înseamnă că am lucrat indiferent de condițiile grele la care am fost supuși datorită acestei pandemii. Ținem foarte strâns și ne-am gândit să oferim o comedie de pandemie publicului, pentru că trebuie să mai și râdem. Omul e o ființă socială și trebuie să iasă, să descarce energiile. Și cu această piesă a 10, O afacere de familie, în regia lui Eugen Pădureanu, închidem acest an, iar în ianuarie o luăm de la capăt, tot cu o comedie data asta. Putem dezvălui numele comediei? Sigur, se numește Nu-i ușor să fii bărbat, o adaptare după Aldo Locastro, un italian de-al nostru, așa, autentic. Ai avut de lucru serios cu două doamne pe scenă, greu. Și la propriu și la figurat. Greu, dar ne bucurăm că a ieșit bine, cred. Și sperăm să avem succes să-l jucăm de cât mai multe ori. Vă așteptăm la teatru. Poate că vor fi și condiții mai bune. Începând de acum, să sperăm. Cum a fost pe scenă și regizor și actor cu două doamne despre de tale? Da, a fost ok. Sunt obișnuit. Am fost bine. Nu. A fost ok. Regizor, cum ai văzut pe cele două colege, pe Roxana și pe Andreea, pe scenă? A fost bine. Eu sunt mai sincer. A fost un pic mai jos decât credeam că o să fie, dar a fost bine. Sala a reacționat foarte bine, iertați-mă. Cred că a fost ok. O afacere de familie are deja aprecieri critice bune de la specialiști, piesa fiind apreciată și de oameni din alte domenii de activitate ce nu au legătură cu arta, dar care, surprinzător sau nu, au o strânsă legătură cu teatrul. Este, cred, o sărbătoare ceea ce s-a produs la Deva. În genere îmi place ce se petrece aici în ultimii ani de zile. Sunt piese de calitate, actori foarte buni, un joc precis și foarte ingenios a actorilor, un text de excepție și, desigur, și regia, vreau să rebat pe Eugen, care a reușit să spună ceea ce a dorit el. E o nostalgie și o și tristețe și toată de o comedie care cred eu că face și are sens ca lumea să vină, să se distreze și de ce nu să plece câteodată și cu un nod în gât, fiindcă este o piesă atât cât e de comică și tristă. E o piesă despre noi, un spectacol deosebit care cred eu că se va juca mulți ani la Deva și îmi pare foarte rău că este pe un timp așa de pandemie, dar sper ca această comedie să se mențină și în perioada când vor reuși toți să încapă în această mare sală, dar cred eu că când se vor ridica restricțiile va fi și mai multă lume. Eu mă duc acasă împăcat, fiindcă am avut o revelație deosebită. Felicitări la toată lumea! Marius Opric, o surpriză plăcută! Fotbalul și teatru se împacă? Da, bineînțeles! De ce nu? E ceva frumos. Îmi face plăcere întotdeauna să venim la teatru. Îi invit pe această cale pe toți sportivii să vină. E o chestie de relaxare care e benefică pentru ei ca și sportivi. E a 10-a premieră, cum ar fi 10 victorii în fotbal. Cum le vezi? Da, e ok. Eu cred că le-am văzut pe toate. Asta se datorează și faptului că și soția mea lucrează aici și profit de ocazie și venim tot timpul. Un îndemn către sportivi, către melomani? Da, să vină la teatru. La reușita acestei premiere au avut o contribuție deosebită și cele două actrițe care au evoluat pe scenă alături de regizor. Andreea Pascu și Roxana Olșanski, cea din urmă, care este și purtător de cuvânt al teatrului din Deva, anunțând că spumoasa comedie va fi jucată din nou la începutul anului viitor, în data de 14 ianuarie. Este foarte bine, abia am așteptat să dau premiera asta, noi muncim de vreo lună de zile la ea și chiar am așteptat, acum mă simt mai ușurată, am avut emoții foarte mari. E bine, e bine. Și mă bucur că a venit lumea, asta mă bucur cel mai mult, chiar n-am mai văzut sala așa de plină de foarte mult timp, având în vedere că sunt și restricțiile care sunt, e bine.
primul lucru ceva mai serios, un rol de compoziție destul de complex. Cum te-ai simțit? Eu m-am simțit bine în toate. Cel de final mi-a fost un pic mai greu, neștiind exact ce vrea domnul regizor, la bătrânețe, cum să fiu bătrână. N-am jucat niciodată nicio bătrână și da, a fost bine. Nu știu, a fost ușor, mie mi-a plăcut, mie îmi plac foarte mult comediile și ador să joc în comedii. Și acum ca pentru profani, cum e să joci cu regizorul pe scenă? Îți mai dă un ghion ceva? Da, am lucrat, chiar am mai spus despre chestia asta. E greu, e greu și lui în primul rând, pentru că trebuie să se uite și la noi și să regizeze. E greu, dar e bine, mai ales pentru că este un om extraordinar, înțelegător și e bun. Roxana, să începem cu sfârșitul. Când putem revedea piesa? Puteți revedea piesa în 14 ianuarie 2022 și ne bucurăm foarte tare că ați venit să o veniți și azi. A fost genială, sincer. Mă bucur tare că v-a plăcut. Cred că reacția sălii a fost pe măsura așteptărilor, cel puțin ale noastre. Și sper din toată inima ca și așteptările spectatorilor să fi fost împlinite oarecum de acest spectacol pe care noi cu drag vi l-am oferit astăzi. Mă repet, cea de-a 10-a premieră a teatrului pe 2021. Cu siguranță însă cele mai plăcute aprecieri pentru cei de la Teatrul de Artă din Deva, atât pentru ultima premieră, dar și pentru celelalte din acest an, au venit din partea judecătorului suprem pentru artiști, Maria sa publicul. Cum vi s-a părut? Noi de împrăștia de râs. Da, și eu asemenea minunată ca toate celelalte de până acum. Îi iubesc, îi ador, sunt un munte de talent, păcat că nu sunt mai cunoscuți. Adică, din punctul meu de vedere, aș vedea mult, mult mai sus. Eu personal mi-aș dori să văd cât mai repede piesa. Ce recomandați cunoscuților care n-au fost astăzi? Să vină. Fac lucrul ăsta de fiecare dată pe grupurile de socializare. Tot timpul postez impresii și le recomand să vină și să vadă spectacolul. Teatrul Adeva, 10-a premieră în acest an. De ce ați venit? De curios, o comedie de pandemie întotdeauna prinde bine o gură de veselie pe vremurile astea. Cum a fost anul teatral, în general? Mie mi s-a părut că teatrul din Deva a fost foarte activ, foarte activ anul ăsta. Am văzut mai multe premiere, nu aflu acum că e a 10-a, nu le-am văzut toate 10, dar mai bine, de jumătate cu siguranță. Am plăcut, am fost mulțumit. Ce așteptați în 2022 de la Teatrul din Deva? Aștept în primul rând să se termine pandemia asta și să putem fi mai mulți în sală, nu doar jumate. Altfel, să ține tot așa. Sunt mulțumit de prestația lor. În final, vă prezentăm un scurt fragment din comedia O afacere de familie, la finalul căreia prestația scenică realizată de Roxana Olșanski, Andreea Pascu și Eugen Pădureanu a ridicat în picioare numerosul public prezent la premiera acestei piese a Teatrului de Artă din Deva. Nu mai mi-aduc aminte, ești prost? Idiotul! Porcule! Păi de când mă faci asta cu mine? Ia-mă de pe mine, porcule! Cogoșică! Dași din gură! Ești concediată! Cogoșică! Să dași din gură și ți-ai culegrea și-a plecat! Nu o putem da afară! Nu o putem da afară din casa asta, practic e o rudă de-a noastră mai săracă! Mișule, nu fă lucrurile să pară și mai penibile decât sunt! Ai, mă, Simona, că a fost acum nu știu câți ani, deci eram practic niște copii de aia mici, fără minte. Simona, eram proaspăt venită de la București și eu știam că e mult mai necesar să te culci odată cu patronul. Și na, nici nu era patron. Cât o dracu' vestea asta? Ce e, nesătulo? A durat 6 minute.